Blestemul degetului de mumie. Capitane, de ce purtăm turbane și robe? Ca să ne amestecăm printre localnici, să nu dăm de bănuit când o să plecăm cu legendarul deget de mumie. Înțelegi? A? Doamnelor și domnilor, bun venit la excursia în mormântul lui Tutankhamon. Când ne vom aventura înăuntru acestui loc istoric, vă rugăm să nu vă îndepărtați și să urmați traseul marcat. Foarte bine, super, hai să începem! Acum e momentul, hai de snack! Stai puțin, capitane, ce facem cu cartea de descifrare a literelor? Ce? Ai dreptate! Fără ea nu mă putea descifra hieroglifele care conduc spre mormântul mumiei! Haide, repede la magazin! Salut! Aveți vreo carte despre descifrarea hieroglifelor mormântului? Regret, s-au terminat. Ce? La dracu! Avem însă o combinație de code de descifrare hieroglifică și solniță. Doriți una? Ce? Bine, vino, o iau! Haide, snack! Hei, stai pe loc, face $4. Așa, să vede. Ei, ce spune? Cei care vor să găsească degetul lui Tutankhamon, să-l fure și să pângărească mormântul. Adică n-ai? Marelui rege o pot face. Da, cum? Apăsând capul statuii dihorului de aur. E chiar acolo, capitane. Bine! Asta e tot ce scrie? Nu, mai e ceva. Dacă apăsați capul dihorului, veți... Da, vom intra în templu! Veți activa halebardele care vor trage cu săgeți otrăvite în trupul respectivului hoț. Nu cred că ar trebui să apăsăm capul, capitane. Aș vrea să citești mai repede, snack! Suntem în camera comorului Tutankhamon! Da, capitane, suntem bogați! Suntem bogați, foarte bogați, da, bogați, suntem! Ma nu sunteți! Eu am venit primul! Recunosc vocea asta! Capitane, uite, e Chuck! Imitația de crab din episodul 8! Așa e! Ei, Chuck, cum merge treaba în afacerile cu imitații de crab? Nu mă mai ocup de afaceri cu imitații de crab acum. Serios? Dar cu ce te ocupi? Păi, lucram aici, la muzeu. Voiam să ajung ghid. Îmi doream foarte mult asta. Mă rog, m-au lăsat să conduc un grup și m-am vrut să mă... Și ce? Și am vrut și m-am pierdut. Bine. Uite, am spus-o. Bine? Ești fericit? Păi... Nu contează. Oricum am rămas prins aici. Nu pot să ies! Nu pot să ies! Hei, Chuck, îmi pare rău, dar dacă nu te superi, ne ajut să furăm comoara, nu? Mai ales degetul lui Tutankhamon! Vreți să furați degetul? Wow! Sigur că vrem să-l furăm și tu o să ne ajuți! Nu știți? Degetul e blestemat! Așa, luăm degetul și apoi fuga! Dar degetul e blestemat! Vai da! Gata, încetați odată! Nu te ranja degetul! Capitane, uite! Uite de la el! E frumos, ar fi mult spus, dar valoros merge! Arată valoros! Orice ai face, să nu ridici! Uite că ai făcut-o! Ce-a făcut? Ai declanșat dispozitivul de capcane înlănțuite! Ia spune, Chuck, cum ieși noi de aici acum? Te-am mai spus, nu-i nicio ieșire! N-ai ascultat ce-am spus? Nimeni nu mă ascultă. Ce ești acolo, Chuck? Cred că e latină. C-R-E-C-I. Nu înseamnă să-ți pleci limba cu bucată de șmirghel, nu? Nu crezi că mai sunt un I și un E în față? Nu știu. Adică să scrie ieșire în loc de latinescul șire? Ieșirea proștilor! E o ieșire! Hai! De unde, Chuck?
Haide, Chuck, parcă spuneai că ai fost ghid pe aici. V-am spus că nu m-am descurcat prea bine. Nu mă mai presați. Nu pot să gândesc în condiții de stres. Ați înțeles? Bine. Cred că e o ieșire acolo, la dreapta. Hai! Mai încearcă, Chuck! Ce? Avem nevoie? Uite, aia e ieșirea. Da, cred că ai dreptate. Să mergem! Nu, grăzat! Ce-ar mai putea merge prost? Desigur, mi s-a lipit hârtia de pantof! Capitane, nu e hârtie igienică. Ce? Dă-mi degetul! Liniștiți-vă, lașilor! Nu este reală, e doar unul dintre roboții ăia pentru reclamă! Ești sigur? Da, urmați-vă! Dacă ar fi o mumie adevărată, nu aș putea face eu asta! Hei, vedeți? O mumie s-ar fi enervat de faza asta! În plus, ca demonstrația să fie mai clară, o mumie adevărată nu mi-ar permite acest lucru! Hei, vedeți? Dacă ar fi fost adevărată, ar fi... Dacă ar fi o mumie adevărată, te-a smulge mâna și te-a dat cu ea în cap? Exact! Și de aceea vreau să vă spun că e o mumie adevărată și că ar trebui să țipăm și să fugim! Încontro, prieten. Taxi! Măi, bine. Cărați-vă! Era să o bățim! Kellner! Vă pot la comandă? Da, vreau... Dă-mi degetul! 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 Vreau degetul! Capitane, părerea mea e că vrea degetul. Hai să îl dăm. Nici gând! Iute, la Tierra del Fuego! Ce repede te-ai gândit! Văd că am ajuns întregi! Da, și avem încă degetul! În sfârșit, Snack, am învins! Să ne întoarcem la Grand Blugașt și să vindem chestia asta! Da, capitane, putem să-l luăm pe Chuck cu noi? Bine! Dacă e de acord să-mi dea partea lui din banii pe care o să-i luăm pe deget! Mi se pare cinstit! Credem! Oh, nu! Poliția! Trece! Hei, tu! Stai pe loc! Mâinile pe marginea dubei, vă rog. Acum! Despre ce e vorba? Repede, domnișoare, ei sunt! E vorba despre degetul bleu? Ce e ăla deget bleu? Vă arestez pentru furt din magazin. Ce fel de magazin? Da, da, ei sunt. I-aș recunoaște oricând, mai ales pe ăla cu nasul mare. Știam eu că nasul tău o să ne facă probleme, Snack! Ah! Nasul mare și haina roșie. El este cel care a plecat fără să plătească pentru combinația de cod hieroglific și pentru solniță. Nu uite-o aici. Bine, treceți în dubiță, vă rog. Noia mea! A pus-o cineva aici, e o scenare. Spune-o judecătorului. Mulțumim, ești un bun cetățean. Încerc să fac doar ce e bine. Hei, ce naiba e ăsta? Nu știu, da pute, scapă de el. Gata, puștule, ajunge! Plecați, plecați, nu se mai filmează aici!